Bam, bam, da? Deci, atenție, în exterior. Astăzi o să învățăm câteva tehnici de autoapărare folosind hârtia igienică. Și de ce este foarte important să știți aceste tehnici de autoapărare? Ați văzut, trecem printr-o perioadă mai grea cu această pandemie și majoritatea oamenilor când aprind televizorul sau se uită pe rețelele de socializare la majoritatea fake news-urilor, fac pe ei de frică și dau buzna în supermarketuri și cumpără toată hârtia igienică și așa mai departe. Și probabil vrei și tu să mergi în supermarket să-ți cumperi hârtie igienică pentru că vin vremuri grele și găsești ultimele două hârtii igienice și te vede un alt client că ai luat ultimele două hârtii igienice și te atacă. Vrea să ți le iei, pentru că, normal, este bătălie pentru care ia ultimele hârtii igienice. Și haideți să simulăm un pic cazul că și cum am luat ultimele două hârtii igienice și sunt atacat de un client. El va încerca să-mi iei hârtie igienică din mână. Ham! Eu voi devia. Bam! Cu hârtie igienică, da? Încă o dată vă arăt. Bam! Bam! Da? Deci, atenție! În exterior, aici, bam, bam, după care va încerca să pună mâna să mi le iei din ambele mâini deodată, da, bum, el va încerca să bage degetele în interior, eu voi răsuci, după care cu o hârtie igienică, aici răsucind degetele, va fi un pic derutat, îl voi lovi pe frunte, va fi amețit și acum trebuie să trec la o tehnică foarte grea de făcut. Și se numește mumificarea, da? Cu două degete, două, trei degete care mi-au rămas, voi prinde mâna și cu cealaltă hârtie igienică voi începe să îl mumific, da? Bam! El aici, fiind amețit de la lovitura care i-am dat-o, dar dacă îl vedeți că își revine, îi mai dau o lovitură cu hârtie igienică peste ochi și atunci el va fi amețit și zăpăcit și automat voi începe mumificarea. După care ați rămas doar cu cartonul în care îi veți da lovitura finală, bam, în cap și ați rămas cu o hârtie igienică. Ați rămas victorioși, puteți pleca acasă liniștiți, aveți o hârtie igienică, chiar dacă ați pierdut una, aveți o hârtie igienică și vă puteți face treaba liniștiți. Dacă vrei să câștigi aceste două hârtii igienice letale, tot ce trebuie să faci este să dai subscribe canalul meu de YouTube, like, share mai departe și în zilele următoare voi anunța câștigătorul. Până atunci, nu uitați, exersați tehnicile acasă cu vecinul, cu partenerul, cu partenera, cu porcul, cu pisica, cu cine vreți să exersați, doar prin practică veți reuși să stăpâniți aceste tehnice. Până data viitoare, rămâi puternic, fii de neoprit. Astăzi o să învățăm... Și voi vreți să mergeți să vă luați o hârtie igienică, că no, vin vremuri grele. Îți cumperi niște hârtie igienică.